Bună ziua, doamnelor și domnilor! M-am găsit la o nouă ediție Bezei Live. Revenim cu forțe proaspete după un weekend prelungit și stăm de vorbă astăzi cu doamna Maria Gheorghiu. Știți foarte bine că periodic, săptămânal ne întâlnim cu dumnea ei și vorbim despre noutățile pe care le are. Încă din emisiunile anterioare ne povestea despre faptul că de peste 25 de ani tot ceea ce vede, ce aude, ce îi se arată, își notează în caiete, s-au adunat de-a lungul timpului aproximativ 400 de caiete. Astăzi ne-a trimis o fotografie cu ele, o parte dintre ele de fapt, o vom arăta și noi și vom vorbi despre multe lucruri pe care le-a prezis dumnea ei încă de pe, prin anii 2000, de pe la începuturi. Bună ziua! Bună ziua și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat pentru toți cei care ne urmăresc și pentru Bezei Live. Vă iubesc mult! Ce faceți? Mulțumesc! Vă așteptam cu mare drag să mai vorbim, să mai spunem despre noutăți. De altfel sunt foarte bine. Mă bucur de primăvara asta atât de frumoasă și de calmă. Într-adevăr, și ați spus că o să vină căldura, nu? Da, da. Dar frigul mai vine de acum, că așa mai anunță, că se mai răcește prin țară. Ceea ce mai, va mai veni la noi în țară vor fi din nou ploi și vicelii în partea sud-estică. Chiar ieri am scris un mesaj despre aceasta. Aha, deci înțeles. În partea sud-estică vom avea ploi torențiale și vicelii. Dar temperaturi foarte scăzute? Nu prea. Deocamdată nu. Nu, deocamdată ne vom bucura de soare și așa cum au început deja românii noștri, s-au dus și la mare, deci de soare și de mare. Exact. Îl rog pe Vali... Nu e apa mării caldă, nu e bună de făcut baie, dar măcar ne bucurăm de rază. Îl rog pe Vali să atașeze fotografia pe care ne-a trimis-o încă de acum de la început, ca să vorbim din start despre lucrurile pe care le-am anunțat. Ne-a trimis aseară... Am făcut ieri un pic de ordine în dulap, așa cum am promis, și am sortat toate aceste caiete. Așa, uite să și văd acolo, mulțumesc. Și unele, chiar le-am răsfoit așa și am rămas și eu uimită de ce am putut să scriu prin anul 1999-2000, bineînțeles, nu de la mine, de la Duhul Sfânt. Lucruri pe care nu le-am putut scrie pe toate pe blog, dar care sunt bifate în caiete, care sunt scrise și care nu. Sunt lucruri divine, sunt lucruri despre extraterestre, sunt, era ceva din anul 2000, din 10 octombrie, despre turnurile gemene. La momentul respectiv n-am știut, deci mi s-a arătat absolut totul cum s-a întâmplat în 2001, 11 septembrie. Dar eu văzusem cu 11 luni înainte, nu știam, chiar am și scris în 10 octombrie 2000 s-a văzut să-mi iau lucrurile acestea despre turnurile gemene, chiar dacă de acum se fac 23 de ani, da, 22 de ani din 2001. Totuși ele sunt în sufletul meu, inima mea foarte actuale, pentru că ceea ce văzusem m-a uimit la propriu și m-a cutremurat. Da, sunt foarte multe lucruri frumoase acolo și sper să mai am zile de trăiesc să pot să scriu absolut tot ce se găsește în acele caiete și ceea ce va mai urma, bineînțeles. Sunt foarte fericită că le-am păstrat toate caietele. Îmi lipsește anul 2010, noi ne-am mutat în acest timp de la bloc la casă și s-ar putea să fi rămas undeva vreo sacoșă cu acele caiete din 2010. Vă mai amintiți ce ați văzut acum, atunci ce mesaj ați primit în legătură cu turnurile gemene? Sigur că da. Dar am aici chiar și pagina pe care am publicat în 2014, o publicasem articolul, chiar dacă trecuse evenimentul. Eu încă răspăiam caietele să văd ce să mai scriu pe blog și scriam la momentul respectiv, am pus așa 10 octombrie 2000, ora 4:50, în zori de zi. Vorbim, dacă vrei să vorbim da, despre turnul gemene, sigur că da. Deci era în zori de zi și mă trezise un huruit foarte puternic. Era un huruit, parcă erau niște tractoare adunate la un loc. Așa tare huruiau acele avioane care se îndreptau spre turnul gemene. Dar aud un glas care mă trezește și spune că da, acolo este dimineață. Și
În acel moment m-am trezit, nu deschid ochii pentru că nu simțeam nevoia să deschid ochii, deoarece aveam deja o priveliște, vedeam avioanele cum și n-au fost două avioane, ci au fost trei. Asta vreau să specific, acolo s-a spus că au fost două avioane, nu, trei au fost, trei avioane, unul lângă altul. Și deci auzeam acolo, auzeam clopotele bisericii, băteau clopotele. Și acolo sus în cer băteam clopotele, că jos pe pământ nu băteau clopotele. Și chiar vedeam și Roxana, vedeam un vas cu apă și un mănunchi de busuioc. Și auzeam un glas care striga puternic: nu, niciodată, niciodată nu o să fac așa ceva. Iar un glas îmi spune, zice: ai auzit clopotele de la biserică? Dar eu i-am răspuns fără cuvinte, ca de obicei, și am spus: da, l-am auzit, este cel mai frumos vis al meu ca să aud clopotele de la biserică. Și atunci un glas spune: da, că va urma și perechea. Și vedeam trei avioane care zburau cu o viteză uluitoare. Primul avion din dreapta, așa cum vedeam eu, era puțin mai la distanță de celelalte două avioane. Un avion se îndrepta spre dreapta, iar celelalte două au rămas puțin în urmă. Și văd cerul de ziua, văd un bloc foarte înalt, nu văzusem, nu știam de cele două turnuri gemene din SUA, deci chiar nu știam, dar vedeam un bloc zgârie nori și în momentul în care avionul care un pic se distanțase de celelalte două, văd că se apropie, accelerează și se apropie cu o viteză uluitoare, cu o viteză uluitoare spre acel bloc zgârie nori pe care eu îl vedeam. Și dacă ar fi fost să împărțim înălțimea blocului în care a intrat primul avion, deci la partea a treia de sus, pe acolo a intrat, a pătruns avionul, la partea treimea din partea de sus. Iar auzeam glasul pilotului, cu siguranță era glasul pilotului, pentru că spunea așa: iartă-mă, te rog, dacă am greșit, iartă-mă dacă am greșit. Și un glas din cer îi spune: da, el știe despre ce este vorba. Și pilotul continua, încă nu apuca să se pătrundă în partea a treia din bloc, partea de sus. Și pilotul striga din nou: iartă-mă Dumnezeul meu, iartă-mă Dumnezeul meu. Și atunci el a pătruns prin bloc, pe partea de sus. Și nu mai vedeam decât cum luase foc, doar flăcări cu negru și cum totul se prăbușea, partea de sus a primului turn în care intrase primul avion. În același timp, văd cum, spre uimirea mea, deci nu văzusem al doilea turn care geamăn cu celălalt care deja era în flăcări, nu-l văzusem, dar vedeam cele două avioane care huruiau cumplit și văd că în stânga celui care luase foc și era deja în flăcări și în fum, văd un alt avion cum se apropie și de acel bloc, așa, îl văd cum în același timp văd cum blocul celălalt ardea și aud un glas care spunea ceva, un cuvânt pe care eu nu l-am priceput la vremea respectivă și spunea așa, că cum vreți să ne facă cicopul. Nu știam ce înseamnă, cred că nici acum multă lume din cei care ne ascultă nu știe încă ce înseamnă cicop. Ei, cicop înseamnă, am căutat la vremea respectivă pe Google, și înseamnă un obiect de patrimoniu, fie el și imobiliar, al unei țări. Și un glas întreba, zice, cum să fie cicopul? Și un alt îi poruncește, ci că în două. Deci era celălalt bloc care, bineînțeles, obiect de patrimoniu, al imobiliar de patrimoniu al Statelor Unite, era celălalt bloc și porunca a fost ca celălalt de al doilea avion să intre pe la mijlocul blocului geamăn. Deci, dacă primul a intrat la treimea de sus, celălalt a intrat la mijloc. Ele au intrat la distanță foarte mică unul de celălalt. Imediat a intrat și în al doilea bloc. Și aici vreau să spun că în aceeași clipă vedeam cum amândouă blocurile gemene, amândouă celălalt, al doilea care a intrat în avionul, din stânga primului care a luat foc, era dărâmat și ardea de la jumătate.
Apoi, cel de-al treilea avion s-a îndepărtat foarte grăbit, au luat-o deja, luase spre stânga, cu un huruit foarte puternic de tractor, a luat-o undeva spre stânga și cu viteză foarte mare s-a îndepărtat de cele două blocuri care deja se dărâmaseră și ardeau. Și vedeam, asta se întâmpla cu 11 luni înainte de tragedie, iar eu vedeam totul live, ceea ce s-a întâmplat în 2001, 11 septembrie. Deci nu știam că se va întâmpla în America. Nu știam că există acele două turnuri gemene. Deci pur și simplu nu știam despre ce e vorba. Dar mi-am notat în caiet și ieri, răscrind caietele, am găsit acest eveniment tragic. Ați scris și pe blog? Ați scris și pe blog în acel moment? Am scris și pe blog, am scris în anul 2014. Am scris, atunci nu aveam, am început să scriu pe blog în 2013, la sfârșitul anului. Dar Bogdan mi-a înființat blogul și înființând în blogul am început să răsfoiesc caietele și să scriu. Și în 2014 dădusem de caietul acesta și văzusem, deja știam despre ceea ce se întâmplase. Normal că era în 2001 se întâmplase. Pe atunci intram la Cristi Brancu în emisiune și am spus toate acestea, le-am spus după ce se întâmplase evenimentul. Adică l-am, așa cum l-am spus acum detailat, așa l-am spus și atunci. Și vă întrebam dacă ați scris pe blog, pentru că eram curioasă, care au fost reacțiile oamenilor? Ce au înțeles din acele scrieri? Da, o să revin. Vreau să spun de cel de-al treilea avion, că undeva la știri în aceeași zi, Roxana, se auzise că un al treilea avion intrase în aceeași zi în altă parte și se prăbușise, dar nu că pur și simplu a fost intenționat, deci ca să mai moară oameni. Deci urmase iarăși o tragedie cu câteva zeci de persoane moarte. Reacțiile oamenilor la momentul respectiv, să știi că cei care sunt și acum și care cred în ceea ce eu spun de la Duhul Sfânt, că nu spun de la mine, au crezut și atunci. Dar majoritatea spuneau că m-am trezit și eu ca după ce a avut loc evenimentul să spun ceea ce s-a întâmplat. Datoria mea în fața lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, deci trebuia să o fac și să spun ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă trecuse evenimentul, pentru că am adus în evidență niște amănunte pe care nu toată lumea le-a văzut înainte sau nu a auzit. Deci totul a fost planificat. Dacă primul avion intrase în a treia parte a blocului de sus, al doilea avion primise ordine ca să intre la jumătatea celălalt turn geamăn. Deci totul a fost planificat și cu indicații, știi, ca unde să intre. Iar primul avion, pilotul își cerea iertare de la Dumnezeu și spunea: iartă-mă dacă am greșit, iartă-mă Dumnezeul meu. Deci nici chiar pilotii nu a fost, cel puțin la primul avion, știa că greșește și și-a cerut iertare. Normal că a murit și ei, au murit toți. Da, nu, reacțiile oamenilor sunt așa cum sunt și acum. Unii sunt prea puțin pro și ceilalți sunt contra. Chiar găsisem pe Facebook ieri, chiar pe pagina BZI Live, găsisem la emisiunea trecută niște comentarii foarte urâte. Așa, de la emisiunea noastră, am scris și eu doar câteva rânduri, cine vrea poate să le găsească acolo. Și pentru care am scris că nimeni nu-i obligă să urmărească nici emisiunea BZI Live, nici ceea ce eu scriu. Și atunci, prin comentariile care au făcut aceste persoane, de fapt și-au scos în evidență lipsa celor 7 ani de acasă. Adică eu consider că dacă ceva nu-ți convine despre cineva care vorbește, care spune un adevăr sau o minciună, deci pur și simplu trebuie să nu jignești, să treci mai departe. Ori unii oameni nu, probabil că așa se simt mai bine, de aici și au energia negativă, bineînțeles, stropind cu noroi, jignind pe alții. Dar asta este un alt subiect și pe mine de acum aș vrea să le spun tuturor că întâmplător nu am căutat, întâmplător am văzut mesajele și pur și simplu le-am ignorat și o să ignor în continuare și mă rog la Dumnezeu și la Maica Domnului să nu le pun acest păcat la socoteală, pentru că eu chiar spun un adevăr, chiar spun de la Duhul Sfânt toate câte noi le vorbim aici. Știți, cred că aceasta este atitudinea cea mai potrivită, de a ignora atunci când ceva e în neregulă.
Nu trebuie nici eu, nici alți oameni care primesc astfel de cuvinte urâte să ne amestecăm cu cei care jignesc și vorbesc urât. Atunci, dacă vom face asta, cu ce suntem noi mai deosebiți față de ei? Deci nu trebuie să ne amestecăm între ei, ci Așa e. trebuie să ieșim în evidență prin ceea ce avem să spunem. Așa este. Răsfoind caietele, ce ați mai găsit acolo? Că presupun că sunt multe lucruri pe care le-ați uitat de-a lungul timpului, pe care le-ați scris. Spăim caietele, am găsit foarte multe. Cred că luna aceasta o să apară și celelalte două cărți. Am vorbit la editură și au zis că au avut foarte multe lucruri și au cerut scuze și au zis că acum lucrează la coperțile celor două volume, 4 și 5, care una este Viața extraterestră. Răsfoim caietele, am găsit și o să le mai răsfoiesc, acum sunt foarte ușor de răsfoit, că le-am pus pe ani, despre extraterestre, despre prietenii noștri. Așa. Și ca o coincidență, Roxana, aseară, dând pe un canal TV, trebuia să fie, adică nu, m-am dat urmă, căutam pe canale să văd ceva și m-am uitat la desene animate. De fapt, era un film în care desenele animate erau locuite cu oameni reali și era vorba despre extraterestre. Și chiar mă miram și eu, pentru că vorbeau de OZM-uri, de nava mamă și mi-am zis în sinea mea, zic, Doamne, zic, tot ceea ce noi vedem la televizor sau se scrie în presă sau chiar dacă spune că e un desen animat, totul este inspirat din realitatea pe care unii au văzut-o și n-au spus-o, alții au văzut așa cum mă număr și eu și vorbesc. Deci erau niște lucruri pe care eu le știam dinainte. Într-adevăr, există navă mamă. Ce înseamnă navă mamă? Înseamnă un OZN imens, un OZN. Când privești bolta cerească, să cuprinzi cât poți cuprinde cu ochii, așa înseamnă un OZN imens când ai privit. Și ați văzut așa ceva? Categoric, de multe ori, sigur că da. Încă de când eram la blog, din anul 2001-2002. Dar stați puțin, eu nu înțeleg, vedeți doar dumneavoastră? Sau dacă s-ar uita și altă persoană în același timp pe cer, ar vedea? Dar eu le văd, sigur că da. Dar eu le văd. Deci vedeam un OZN imens, acele două farfurii suprapuse, cu becurile aprinse, fie noapte, fie zi. Deci se întâmpla adeseori și un glas îmi spunea că asta este nava mamă. Și nu înțelegeam ce înseamnă navă mamă. Moment în care vedeam cum din OZN-ul uriaș ieșeau o mulțime de OZN-uri ce păreau sus acolo, știu eu, mari cât o roată la un tractor. Atât de mari păreau, dar erau și mai mari, știi? Atât de mici păreau, vreau să spun. Da, pentru a ajunge la destinație, exact cum este și vorba despre calul troian, deci pentru a ajunge la destinație, OZN-urile le folosește o astfel de navă. Navă mamă în care încap foarte multe OZN-uri. Și chiar sora mea de la Pașcani spunea și ieri, îmi spunea, zice, vezi că au vorbit despre extraterestre pe la TV și au zis că în 6 ani o să apară în fața oamenilor. Zic, cred că și mai devreme or să apară, zic, și în primul rând va apărea, zic, în fața poporului român. Da, Dumnezeu nu a creat numai pe noi pământenii, Roxana. Nu știu, nu toată lumea va înțelege acest lucru. Pentru că mulți privesc și iau, normal, e bine că iau de Biblie. Și eu am Biblie, o am citit-o și eu, încă nu am citit-o toată, mai am, cred că, 500 de pagini de citit. Dar vreau să spun că am luat-o de la capăt și testamentul vechi. Nu trebuie să ne bazăm numai pe ce scrie acolo, că extraterestrii sunt diavol sau OZN-urile nu există. Nu este adevărat. Dumnezeu a creat mai multe lumi. Dumnezeu a creat 5 lumi diferite, așa cum am spus adeseori în emisiunile noastre. Deci Dumnezeu a creat și extraterestrii. Am văzut adeseori scris pe cer, cu litere mari, auristia Dumnezeu e cal extraterestre. Adică Dumnezeu a creat și extraterestre. Deci nu trebuie să vorbim despre ființele pe care noi nu le vedem cu ochii firești ca fiind diavol. Sau dacă cineva are o revelație, o viziune, îi se spune că ai verificat dacă este de la diavol. Că și diavolul poate lua înfățișare. Da, și atunci, cum putem fi siguri noi când nu e de la diavol sau și cum putem? Dumnezeu? Păi cum putem? N-aveți răspuns. Trebuie să luăm, mai sunt tot felul de oameni care spun că da, să întreb de 3 ori, dar eu nu întreb nimic și nu cer niciodată nimic de la Dumnezeu decât sănătate și mântuire.
și dragoste. Pentru că așa mi s-a spus, încerc să cer. Dar toate câte le văd și le aud, vin singure. Așa cum vine o ploaie de vară. Și în momentul în care vin, eu nu pot să mă îndoiesc. Nu pot, pentru că am văzut de atâtea ori pe Iisus, am văzut de multe ori pe Maica Domnului, am văzut Sfânta Treime și mă spun ca o laudă și porunca am primit ca să spui ceea ce văd și să, ceea ce aud. Deci ține. Chiar aseară, azi noapte, încă nu adormisem, mai stăteam așa cu ochii închiși și la un moment dat s-a... Deși eram obosită, că am stat și am scris la calculator, am închis pleatele și la un moment dat văd cum cerul se face așa ca o noapte albastră, transparentă. Și asupra mea aveam două căciulițe de lemn, îmi place când mă culc să le țin în mână, sunt micuțe, cam de 10 cm, cumpărate de la Sfânta Biserică, și le țineam în, una într-o mână, una într-o mână, ca un copil care își ține jucăriile, știi? Și le țineam în mâini și la un moment dat a apărut în cerul altceva albastru, o mulțime de ființe, aș putea să le spun, vii, cum să spun, precum stau fructele, cireșile, vișile în copac, așa erau acele lumini, erau și alungite, erau și rotunde, erau și sub formă de aureole, cu ceva auriu în mijloc. Toate ființele acestea nevăzute au venit asupra mea și pur și simplu am ridicat mâinile, culcată cum eram, am ridicat mâinile, brațele, am ridicat așa în aer și s-au adunat în jurul palmelor mele și mai ales dacă aveam și Sfânta Cruce în mână, în ambele mâini, pur și simplu, așa cum un roi de albine se așează pe fagure, așa s-au așezat în jurul palmelor mele, în jurul Sfintei Cruci pe care eu o țineam în mâinile mele. Și eram foarte fericită că de mult nu am mai simțit, nu am mai văzut atât cum se deschide cerul și cum toate sufletele și care încă nu au și au găsit locul acolo sus în ceruri, nu au venit în jurul mâinilor mele, au venit și se bucurau. Dacă încercam să apropii mâinile, palmele una de alta, pur și simplu vedeam cum le strângeam în palmele mele acele suflete albe de culoarea neonului. Deci au forme și alungite, cum să spun, cum sunt bețele de chibrite, au forme și ovale, albe, și cum sunt aureolele, cele care sunt mai avansate, au un pic de auriu în mijloc. Cerul era deschis și la un moment dat, știi ce am făcut, Roxana? M-am gândit, doar m-am gândit și am zis, bine, zic în sinea mea, zic în gândul meu, zic că, uite, eu mă bucur că vă văd pe toți, zic, bine, veniți în jurul meu, veniți în așa, zic, dar mi-ați adus careva o floare, în gândul meu am zis, am vrut să încerc. Crede-mă, Roxana, am vrut să încerc să văd dacă ei mă aud, dacă știu ce gândesc. Și în momentul acela s-au dat deoparte și vedeam un trandafir roșu, grena, pus așa culcat. Și în jurul trandafirului era o mulțime de lumini. Deci aveau deja la gândul meu că dacă mi-au adus o floare, pentru că eu i-am primit și mă bucuram normal, a apărut și acel trandafir roșu. Am rămas uimită și atunci zic, Doamne, iartă-mă, zic că asta nu era frumos din partea mea să cer ceva, să cer ceva, să ispitesc, era un fel de ispită, știi? Și uite că s-a întâmplat. Deci tot ceea ce trăiesc asta, prin asta am vrut să spun, totul este de la Duhul Sfânt, pentru că nu are rost, eu nu aș pierde timpul să scriu de atâția ani pe blog sau pe Facebook sau cum suntem acum, facem emisiuni live la PSI și sunt foarte fericită și vă mulțumesc din suflet. Deci, și noi vă mulțumim. Cu mult drag și oricând, la orice oră. Deci nu, cui nu-i place să nu se uite la noi, atât pot să spun. Dar să nu știu. Ați văzut vreodată și lucruri de genul cine va fi președinte, fie în țara noastră sau în altă parte? Da, am văzut, dar am făcut și greșeli, vreau să spun că când a fost cu că virgulă, când a fost cu Hillary Clinton și cu Obama, cred, când, după ce înainte să termine alegerile, au văzut pe Hillary Clinton la biroul Oval, era singură, era în semi-întuneric și am crezut că, am scris la vremea respectivă, am crezut că ea va fi președinte și am încercat eu să dau un sens cuvintelor pe care le auzisem, nu mai știu ce era atunci, și de fapt greșisem și pusese altcineva președinte, ieșise, da. Și de atunci m-am lecuit și nu am mai vrut să trupuiesc ceea ce vedeam și auzeam, pentru că nu m-am priceput și nu știu
Deci nu erau niște cuvinte care să spună că ăla va ieși președinte. Era vorba despre amândoi, dar eu văzând-o pe ea singură la birou oval, am crezut că de fapt ea o să fie aleasă. Deci, da, am văzut ce, dar nu cu sigure în care să spună că, uite, el va fi președinte. Nu am văzut cuvintele astea. Dar știți ce este frumos până la urmă? Faptul că vă asumați. Iată, tot timpul când ați făcut, când a fost în eroare, ați recunoscut, ceea ce este un lucru extraordinar. Da, dar am mai greșit și altă dată, vreau să zic. Am mai greșit și când a fost cu la noi alegerile, de exemplu, se dădea un anumit număr, știi? Sau era ceva aproximativ și eu încercam să spun eu ceva, să adaug ceva de la mine și de fapt greșeam și primeam, îmi asumam greșelile și spuneam, da, într-adevăr am greșit, ce scuze, ce iertare, asta e. De acum lecuiesc și nu mai încerc să tălcuiesc ceea ce văd și ceea ce aud, ci pur și simplu le scriu. Și atunci când e mai greu, întreb și pe cititori, ce credeți? Haideți să dezbatem împreună. Și sunt unii cititori care sunt foarte loiali și chiar dezbatem împreună subiectele pe care le scriu și le mulțumesc din suflet. Bineînțeles că avem și cârpotași, dar comentariile acestor cârpotași care vorbesc urât, nu le public și în felul acesta, știi, terminăm bâlciu, ca să spun așa, o vorbă populară. Corect. Mă uitam pe blogul dumneavoastră. Dacă mai este ceva ce vreți să amintiți din tot ceea ce ați găsit în caiete? O să mai uit acum pe ani și o să caut și categorii, vom mai vorbi și din ceea ce este Bun. Și în caiete, sigur că da. Ne întoarcem pe blog în zilele noastre acum și mă uitam că ați scris chiar ieri despre faptul că pământul își va schimba înfățișarea. În ce sens? Ce se va întâmpla? Era vorba, da, acum din 1 mai, vreau să zic. Mă trezise un glas puternic care spunea că pământul își va schimba înfățișarea. Și în momentul acela vedeam planeta Pământ cum se rotește în cer de la stânga la dreapta. Am scris, Roxana, adeseori despre schimbarea polilor magnetici, despre cum vedeam polul sud se rotea spre nord și invers nord pe sud. Cred că e vorba despre încălzirea globală, despre topirea ghețarilor, care deja reprezintă o amenințare la nivel global. Și uite că a venit și mesajul că Pământul își va schimba înfățișarea. Deci e posibil ca această schimbare a polilor magnetice să înainteze cu o viteză mai mare, mai nedorită, bineînțeles, de nimeni. Deci nu am văzut niciun dezastru, doar am auzit și am văzut cum planeta Pământ începea să rotească de la stânga spre dreapta. Ok. În ordinea acelor de ceasornic, ca să spun așa. Și tot de pe blog am văzut că ați expus și dumneavoastră o problemă care e discutată intens în aceste zile de mulți oameni din vari domenii. Vorbeați despre ortodoxie și despre o, nu știu, o eventuală încercare de a distruge această religie. Așa este. Vedem cu toții că se vorbește din ce în ce mai des și cu răutate la Biserica Ortodoxă Română, la creștinii ortodoxi despre noi. Sunt tot felul de conflicte, dacă să ne unim cu catolicii sau nu. Ar fi minunat să devenim aceeași religie. Deci catolicii cu ortodoxi, atunci am sărbători și Anul Nou și Paște, la toate sărbătorile în același timp. Dar auzeam un glas și spunea că să schimbăm totul în România, să schimbăm regulile religiei, să schimbăm o rânduire a religiei. Știm cu toții că în școli se dorește a se scoate religia ca obiect de studiu. Deci ceea ce ar fi foarte, foarte rău în educația copiilor. În primul rând, religia nu învață nimic, despre nimic rău pe copii. Deci eu cred că fiecare părinte își dorește ca al lui copil să știe să spună o rugăciune, să știe să spună înger, îngerașul meu sau tatăl nostru, să știe să deosebească răul de bine. Da, cred că vom avea mult de suferit din pricina celor care nu cred în Biserica Creștină Ortodoxă și în general în
în religie, în tot felul de religii, pentru că sunt multe religii în lumea aceasta și nu înseamnă că ceilalți care sunt de o altă religie nu se vor mântui, ba da, se vor mântui, pentru că fiecare religie au la bază aceleași 10 porunci lăsate de Mântuitorul Hristos. Biserica creștin-ortodoxă din România va avea multe de suferit, dar până la urmă va ieși biruitoare, pentru că adevărata credință pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul Hristos este cea credința creștin-ortodoxă. Deci, până la urmă, știm cu toții că România este ocrotită de Duhul Sfânt și că va fi al doilea nou Ierusalim. Uite, acum eu doar privesc pe cameră și în dreapta mea a apărut o steluță aurie, așa, și unde este caloriferul, o stel, cât bobul de grâu. Asta înseamnă că, dar când spun o steluță aurie, era chiar ca un bob de grâu, dar ruptă ca din soare. Asta înseamnă că Duhul Sfânt este cu noi și într-un noi și aici cu noi. Și pur și simplu m-am rugat înainte să începem misiunea ca, zic, Doamne Iisus Hristoase și Maica Domnului, ajută-mă și grăiește Tu prin mine, ca nu cumva eu să greșesc, să spun ceva greșit. Și uite că Duhul Sfânt este cu noi și vreau să mai adaug că, până la urmă, Biserica Creștin-Ortodoxă, în special din România, va ieși învingătoare, va ieși biruitoare. Nimeni nu va putea îngenunchea ortodoxismul, niciodată, categoric nu. Și continuăm cu o nouă revoluție. Când va fi? Ce va fi? O nouă revoluție, România nu va trece prin chinuri și spuneați că vor fi mari proteste înspre sud. Cred că asta e un articol mai de mult, bănuiesc. De săptămâna trecută. Da, cred că este din luna aprilie. Am Miercuri vorbit 26. Da, am vorbit adeseori despre această nouă revoluție și probabil că a apărut ceva nou, de am scris din nou despre o nouă revoluție. Chiar dacă eu nu găsesc, nu contează, știu despre ce este vorba. Indiferent ce ar face politicienii noștri, cei care ne conduc, din punct de vedere economic, România se prăbușește, se prăbușește de la vârf în jos și de jos se prăbușește și mai mult, la limita existenței. Deci, oamenii nu vor mai suporta ce chinurile prin care trec, pentru că sunt niște chinuri, sunt niște griji. Le lipsesc din casă cele mai esențiale lucruri, pâinea, alimentele, medicamentele, nu au cu ce să-și plătească datoriile. Nu vreau să gândească cineva că eu îmi doresc ca în România să fie haos. Categoric nu, pentru că România este ocrotită de Dumnezeu și de Maica Domnului, dar oamenii o duc din ce în ce mai rău și la un moment dat va izbucni această revoluție. Această revoluție, oamenii nu vor mai putea suporta și vor ieși în stradă, dar când vor ieși în stradă, nu vor ieși doar să strige. Se va isca o neînțelegere între ei, o ceartă. Deci va fi așa ca la Revoluția din 1989, dar va fi mai puternică, mai violentă decât Revoluția ce urmează să fie în România. Aș vrea totuși să trag un semnal de alarmă. Dacă cineva poate să facă, din cei care ne conduc, să aplaneze aceste lucruri, am putea să prevenim această nouă revoluție. Spun și eu, nu știu. Spun de la mine acum. Poate putem totuși să calmăm un pic lucrurile. Să-i ajute pe cei care, într-adevăr, o duc foarte rău, pe cei care nu au ce pune pe masă la copii sau nu au medicamente, pur și simplu nu au cu ce să-și cumpere absolut nimic. Să fie ajutați acești oameni, când se măresc salariile, se pensiile, pe atunci să mărească de jos în sus, nu de sus în jos. Că mărim la cel care este deja în vârf, îi dai și mai mult. Și la cel care are foarte puțin, și aici mă refer sub 1000 de lei, îi dai extrem de puțin și nu se cunoaște. Așa e. Vorbesc și eu acum, știi, că așa se vorbește despre salarii și pensii. Deci ar trebui totuși să se impună o limită, să facă deja nu pot să spun o probă, ca acei care au totuși un salariu mare, o pensie mare, să încerce să trăiască cu 1000 de lei pe lună, deși sunt pensii și mai mici. Să încerce să plătească facturile dintr-o 1000 de lei, să mănânce, să-și ia medicamente, să vadă cum se poate, nici măcar 10%.
Dar nu știu dacă ați văzut ce spunea un politician privind pensiile speciale, spunea în felul următor: o pensie de 4.000 de lei nu putem spune că este o pensie mare, este o pensie la limita subzistenței. 4.000 Așa de lei. este, o pensie de 4.000 de lei. Dacă soțul meu trăia la momentul acesta, el era și avocat și avea și acea pensie de grefier, este 40 de ani grefier la judecătorie. Ar fi avut acea pensie de 4.000 de lei, plus ce câștiga ca avocat. Ei, o Deci nu pensie foarte bună. poate pensie specială. Deci nu se poate spune că e o pensie... Exact. Da. Poți să spui că o pensie uriașă este cea care depășește deja 10.000 de lei. Aceea, da, poți să spui că este pensie specială. Dar o pensie de 4.000 de lei este o pensie exact cum spuneai, deci nu se poate trăi din ea. Deci dacă e trebuie să se umble la pensie, atunci să se facă corect. Asta vreau, Roxana. Nu. Să facă corect, să aibă de câștigat și cel care rabdă de foame și nu au medicamente și cel care are peste 10-15.000 de lei, deci să se aducă, adică să fie așa un echilibru, aș vrea. Mi-aș dori tare mult. Deci nu vorbim de pensii speciale până în 10.000 de lei. Putem vorbi de pensii speciale, cele care depășesc 10.000 de lei. Într-adevăr, acelea sunt pensii. Sunt diferențe uriașe. Absolut. Trecem mai departe și ajungem la Londra. Și spuneați, scria despre Londra, nu se mai poate, vom pleca. Cred plecăm că spre Londra sau se pleacă din Londra? Nu e așa, cred că da, cred că, am scris. Ce se întâmplă? Nu știu ce se va întâmpla în Londra, dar e cu siguranță, din ceea ce, din mesaj, cum spunea, nu se mai poate, Londra, vom pleca. Cred că vor fi proteste acolo și care vor avea, zic eu, legătură și cu coronarea noului rege Charles. Bănuiesc că de aici oamenii se vor certa și vor protesta. Cine va pleca și unde va pleca, nu știu, dar cu siguranță în momentul în care regele Charles va fi încoronat, deci la un timp de vor apărea astfel de discuții și de proteste. Eu, asta este părerea mea, aici nu scrie despre rege. Dar zic și eu că s-ar putea să fie discuții contradictorii între poporul londonez și în special pentru Anglia. Există anumite evenimente care vor opri războiul? Vă întreb pentru că ați și scris. Da, sunt anumite, mi-amintesc foarte bine, nu știu unde este articolul, cred că l-am scris tot în aprilie. Da, pe 26 aprilie, dacă intrați pe... Evenimente care vor opri războiul. Dar, Roxana, e bine că mi-ai amintit. Cred că la un moment dat războiul va fi oprit despre un eveniment cultural. Uite cum spune aici, cultura eveniment, fiind cultura care a oprit războiul. Până la urmă, cred că toți cei care conduc lumea aceasta, nu-i vorba numai de Vladimir Putin și de Zelenski, cred că vor ajunge undeva să se facă o mare întâlnire și în cadrul unui eveniment cultural, așa cum se adună vara oamenii la o bere, deci acești conducători ai lumii se vor aduna în cadrul unui eveniment cultural și vor ajunge la un consens și vor opri războiul. Hai să ne amintim de anul trecut, despre 15 mai, în care scriam un articol, nu s-a întâmplat anul trecut în mai, cine știe, poate dă Dumnezeu și Maica Domnului să întâmple anul acesta, în care spuneam, nu de la mine, ci de la Doamne, spuneam că după 15 mai în lumea întreagă se va așterne pacea, armonia, bucuria. Deci chiar am să reiau acest articol și pentru că de ce nu, mai sunt două săptămâni și se apropie data de 15 mai. Cine știe, nu s-a întâmplat anul trecut? Poate se întâmplă anul acesta să se oprească războiul și să ne bucurăm, să fie din nou pace în lume și armonie și bucurie. Că până la urmă pentru asta ne-am născut, ca să ne bucurăm de viață. Auzeam pe cineva trecut de 60 de ani, un domn și spunea, zice, de ce trebuie să mor eu acum în război, să fie război și la noi în România și nu numai? Și că de ce să nu mor de moarte bună? De ce să nu-mi trăiesc viața dacă mi-a dat Dumnezeu? Și m-a impresionat foarte tare aceste cuvinte ale acestui domn, știi? Și așa este. De ce să nu trăim și noi și bunicii noștri și copiii și nepoții și să ne bucurăm de viață? Nu, și dacă tot am vorbit despre război, România va fi în continuare ocrotită și ocolită de războiul din coasta noastră și de acel cutremur mare despre care vorbește toată lumea. Mm-hmm. Nu va fi
cutremur dezastruos în România. Vor fi cutremure, dar nu vor muri oameni, vreau să spun. Da, cu toții vrem să ne trăim viața, dar se pare că e din ce în ce mai greu să facem acest lucru, cel puțin să o trăim frumos, dacă nu a o trăi la propriu, cu virusuri care apar, cu, iată, evenimente de genul acesta, război, cu tremure mari. Și apropo de virus, ați și scris că ar trebui să ne pregătim pentru unul nou. Urmează să mai facă ravagii vreun virus? Da, era într-o țară anume, nu știu unde, Roxana, dacă ai putea să ne amintești. Tot pe 26 aprilie. Tot pe 26, dar nu era vorba de România, era într-o țară anume. De Olanda. Da, nu o găsesc eu acum, dar într-adevăr, din Olanda va porni un alt virus și deci cred că e lângă care se va extinde, cred că, din nou la nivel global. În Olanda. Asta nu înseamnă că olandezii fac ei ceva, ca să provoace, să răspândească acest virus. Nu. Pur și simplu va fi ceva neașteptat. Uite, mesajul spune, s-au înscris deja la OMS, Organizația Mondială a Sănătății, și au spus câte revagi fac olandezii cu gripa lor. În momentul în care apare o gripă undeva, nu înseamnă că acel popor, acea țară este vinovat pentru că a răspândit gripa sau că a apărut întâi la ei. E ca și cum ne-am duce noi undeva, nu avem mască, știm că gata, a dispărut COVID-ul și de la un moment dat ne îmbolnăvim, dar nu știm unde, nu putem acuza pe nimeni. Deci așa se va întâmpla și în Olanda. Da, din păcate vom auzi că, nu știu, ca timp întotdeauna n-am putut să spun de la mine, deci poate să întâmple anul ăsta, poate să întâmple peste 5 ani, așa cum și COVID-ul văzusem din 2013-2014, s-a întâmplat peste 5 ani, 6 ani a apărut, deci așa și această gripă olandeză, vom auzi peste un timp, peste ani, poate să dea Dumnezeu să fie cât mai îndepărtat sau deloc despre o gripă olandeză care va face ravagii, și care va fi din nou luat sub vizorul Organizației Mondiale a Sănătății, din păcate. Da, ce are să se mai întâmple? Ce vi s-a mai arătat? Cred că numai lucruri frumoase se întâmplă pentru România, chiar dacă la început, acum, nu suferim din cauza lipsurilor, vor fi îngrijorați din ceea ce auzim și vedem în presa scrisă sau la TV. Deci aș vrea totuși oamenii să aibă nădejde în Dumnezeu și Maica Domnului și să lase mai puțin, deci să, din când în când să mă uite la televizor cum fac eu, pentru că nu întotdeauna ceea ce vedem și ceea ce auzim este 100% adevărat. Deci sunt și lucruri care sunt special grăite ca să induc panică și să abată grijile oamenilor de la ceea ce trăiesc ei cu adevărat, de la lipsuri, de la lipsa locurilor de muncă, de grija celor care sunt în străinătate, copii și nepoți. Nu, în România în general va fi bine și dacă suntem sănătoși și suntem feriți de război și de cutremur și suntem categoric 100% suntem, înseamnă că va fi bine. Mă gândeam la caietele pe care ni le-ați arătat, că mi-a rămas gândul acolo. Cine le-a mai văzut de-a lungul timpului? Le-a văzut de-a lungul timpului, la momentul când doamna Elena Lasconi m-a descoperit pe blog la început, după 2013-2014, nu știu când a venit la mine acasă, atunci le-am arătat. Atât. Dar le-a văzut în dulap, nu le-a văzut așa legate. Nu, Bezei Live sunt, e prima, este, să zic așa, este televiziune până la urmă, sunteți care a văzut toate aceste caiete. Și soțul meu, Dumnezeu să-l ierte, dar el nu credea în ele și dacă ar fi putut, mi le-ar fi ascuns pe toate, dacă nu le ascundeam eu mai bine de ochii lui. Deci nu le-a văzut nimeni. E prima oară când le fac publice aceste caiete și care le-ați văzut astăzi. Și care îmi doresc la un moment dat, când o să puteți, să-mi faceți o vizită acasă și să ne uităm împreună prin ei. Când le veți publica? Poate. Presupun, sunt foarte multe lucruri pe care le-ați scris, pe care nu le-ați postat pe blog.
care poate nu se regăsesc nici în cărțile pe care le aveți, când vor fi ele dezvăluite? Încerc fiecare zi, în fiecare noapte să caut și să scot câte ceva nou de acolo și să scriu chiar cu data respectivă, cu anul respectiv în care mi-a fost arătat sau grăit acele cuvinte de sus. Întotdeauna mă rog la Dumnezeu, zic, Doamne, zic, lasă-mă, zic, să trăiesc, dar cât să pot să fac voia ta și să pot să scriu tot ceea ce tu mi-ai spus și mi-ai arătat. La început, când am început să scriu pe blog Roxana, începeam să scriu, și atunci erau evenimente la momentul respectiv, din anii 1999, 2000, 2001, despre inundații, cutremure, politică. Și începeam să scriu, totul așa, cum s-a mi s-a arătat. Și la un moment dat un clas îmi spune, păi nu mai scrie asta, pentru că asta a avut loc. Deci, ceea ce aș putea să scriu din acele caiete sunt evenimente religioase, să spun așa. Evenimente din Sfânta Evanghelie, din Biblie, despre Mântuitorul, despre Sfânta Trăime, dar despre cutremure, războaie, inundații, știu eu, tot felul de evenimente care au avut loc la vremea respectivă, în momentul în care eu am zis să respect cuvântul lui Dumnezeu, să scriu tot ce văd și tot ce aud, și am început să le iau așa, pagină cu pagină. Și un glas m-a îndreptat și că nu, asta nu le mai scrie, că au trecut deja. De asta eu mă grăbesc ca tot ce văd la o zi la alta să le scriu întâi pe acestea și după aceea, în limita timpului disponibil, să umplu și prin caiete să le scriu. Îmi doresc tare mult, sunt viața mea, sunt aerul meu. Așa cum sunteți și voi de altfel. Cu mare drag, cu toată iubirea intru întotdeauna la BTI Live. Pentru că avem ocazia să vorbim, să discutăm, să încurajăm oamenii, să le arătăm că viața e frumoasă și merită trăită. Așa cu bune și cu mai puțin bune și cu lipsuri. Dacă suntem sănătoși, facem față la toate. Și cu gândul la Mântuitorul care va veni la un moment dat în România noastră și aici va fi judecată acea ultimă de pe planeta Pământ. Când vă pregătiți să lansați cărțile? Cele mai recente volume? Momentul în care vor apărea, dacă până acum am avut două lansări la București, aș vrea ca următoarea lansare să fie la Iași. Chiar în cadrul unde sunteți voi la sediu, la BZI. Deci, momentul în care vor apărea cărțile, voi face public și voi ruga pe cineva să punem mai multe cărți în mașină din toate cele 5 volume și voi veni la Iași, la BZI. Ar fi grozav să se întâmple asta. Mare. Și eu abia aștept, mai ales că acolo este și acea librărie, este frumos, este aproape de popor, e minunat. Mm-hmm. Ne pregătim să încheiem emisiunea pentru că... E o emisiune, Roxana. Ajungem la final. Care ar fi un mesaj așa de încheiere, de suflet pentru cei care vă urmăresc, pentru această săptămână? Aș vrea să le spun să aibă credință și nădejde în Dumnezeu și Maica Domnului și oricât de greu ne-ar fi în viața noastră de zi cu zi, să fie ferm convinși că Dumnezeu acolo sus și Maica Domnului cunosc grijile noastre, frământările noastre și dacă cerem ajutorul, așa cum un bebeluș plânge ca să fie hrănit, să fie alăptat, dacă noi cerem ajutorul, fie și în gândul nostru, categoric îl primim de sus de la Dumnezeu și de la Maica Domnului. Vă mulțumesc frumos pentru și discuție și ne revedem săptămâna viitoare. Mare drag! Mult drag! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Doamna Maria Gheorghiu a fost alături de noi astăzi. Vă invit să dați un like și un share emisiunii noastre pentru ca discuția să ajungă la cât mai multă lume și să rămâneți în continuare alături de echipa BZI Live. De la ora 13 vă dă întâlnire la o nouă emisiune colegul meu Valentin Huțanu, iar de la ora 16 Georgiana Adam. Ne revedem mâine, noi! O zi frumoasă!